România ocupă locul al doilea în ceea ce privește imaginea pozitivă pe care o are Uniunea Europeană în rândul cetățenilor, conform ultimului Eurobarometru, realizat în perioada 7 iunie 1 iulie. În toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, 60% dintre românii chestionați au o părere bună despre Uniunea Europeană. Mulți dintre aceștia sunt optimiști și în ceea ce privește evoluția pieței muncii din Uniune și spun că au de gând să emigreze în alte state membre. Salariile mai mari, precum și mentalitatea locuitorilor din celelalte țări din Uniunea Europeană, cântăresc greu și în ochii vâlcenilor. Dacă ar fi să plecați din țară, din România, să vă stabiliți în altă țară, așa, în ce țară v-ați duce? În Germania. De ce? Pentru că este o țară europeană în care este foarte civilizată, foarte curată și oamenii cu bun simț. Ați fost în Germania în vacanță? Da, în vacanță la soțul meu. Înțeleg. Da. De ce rămâneți încă? Rămânem pentru că avem o problemă. Am pe taică meu de 78 de ani, soțul meu este în Germania și mi se rupe sufletul că suntem atât de departe. În Italia, în Spania. Doar în vizită, nu? Și am fost și la muncă. Ați și muncit acolo. Da, și cum a fost acolo la muncă? Plătit mai bine? Da, față de aici, da. Mult mai bine. Mult și mai totuși bine. N-ați vrea să vă stabiliți acolo? Păi nu, că deocamdată am copilul și trebuie să stau, că merge la școală. Am înțeles. Unde v-ați stabilit? Unde se dă bani mulți. Adică? Adică să lucreze bine, dar să fie și plătit, nu ca în țară. Cunoașteți o țară? Ați fost în vreo țară din Uniunea Europeană? Am fost în mai multe țări. Unde, vă rog? Și în Italia. Da, și acolo este mult mai bine, ziceți? Ați lucrat acolo? Am și lucrat. Deși ar câștiga bani mult mai mulți în străinătate și au o părere bună despre Uniunea Europeană, există și vâlceni care preferă România cu bune și rele. Am lucrat 11 ani în Italia și 2 ani în Portugalia. Și unde a fost mai bine? În Italia. Și ați revenit totuși în România? Da, am venit de 3 ani în România. V-ați reîntors, deci da. Nu rămâneți, nu vă stabiliți Nu, acolo. M-am stabilit în România. V-ați stabilit în România. De ce v-ați întors în România? Am zis că mă întorc acasă, că nu pot să stau toată viața în străinătate. Dacă ar fi să plec, deși nu vreau să plec, cred că m-aș stabili... Zi tu o țară care îți place. Să zicem Anglia. În Anglia. Eu. Ați fost, știți? Nu, nu n-ați fost. Deci doar v-ar plăcea din ce ați auzit. Da. De ce nu plecați din România? Pentru că sunt foarte patriotă, sunt legată de țara mea, de locurile natale, de îmi plac oamenii care sunt așa cum sunt ei, buni și răi. Și cam asta. Cred că n-aș pleca. N-ați pleca? Nu, n-aș de pleca. Ce? Eu vârstă înaintată, de bine de rău am un post, care mi-am unde sunt și am niște bătrâni care trebuie să stau pe lângă ei. Am înțeles. Multă sănătate. Ne-ar plăcea să stăm în România. De pentru ce? Că e o țară frumoasă, bogată și harnică. Oamenii sunt harnici. Foarte harnici, mai ales țăranii. Deocamdată nu m-am gândit să plec din țară. Deci nu v-ați gândit să plecați. Nu. Vă place România deocamdată, cu bune și rele, dar îmi place România. Ați vizitat altă țară? Da, am fost și în alte țări. Este frumos în alte țări, dar tot în România mă simt ca acasă. În prezent se estimează că aproximativ 4 milioane de români sunt plecați la muncă în alte țări din Uniunea Europeană.